Bună ziua și bine v-am regăsit! 9 martie, ziua deținuților politici anticomuniști din România. Spunea Corneliu Coposu, negociem orice, dar nu negociem principii. Și mai spunea, blestemul României ar fi ca după 20-25 de ani, FSN să se afle la stânga și la dreapta eșicherului politic. Îl avem astăzi ca invitat aici în studio pe domnul lector universitar dr. Vasile Mihai Cucerzan de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Domnule profesor, bine ați venit în studio. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. 9 martie, ziua deținuților politici anticomuniști din România. Cum vi se pare ceea ce a spus Corneliu Coposu? Lucruri care sunt mai adevărate decât atunci când ne-a spus. Negociem orice, dar nu negociem principii. Blestemul României ar fi ca după 30 de ani pe la Revoluție, FSN să se afle și la stânga și la dreapta eșicărilor politic. O previziune care mai mult sau mai puțin tocmai s-a îndeplinit, putem constata faptul că multe dintre speranțele pe care le-a avut Corneliu Coposu, ca lider al unei generații deosebite, din păcate, nu s-au împlinit sau s-au împlinit doar parțial. Sigur, probabil cea mai negativă chestiune legată de misiunea pe care a avut-o Corneliu Coposu este să vedem că în momentul de față partidul pentru care s-a jertfit, partidul pentru care a luptat, pentru principiile în care a crezut, este practic momentul de față în afara eșichierului politic. E vorba de Partidul Național Țărănesc, partid, știm cu toții, interzis, martirizat în perioada regimului comunist. Este important totuși că în momentul de față există totuși o astfel de zi. Și din punctul meu de vedere, o astfel de zi dedicată memoriei deținuților politici poate fi considerată pentru societatea românească un fel de zi a recunoștinței, un fel de zi în care putem să-i omagiem pe cei care au avut curajul, tăria de a se opune unui regim, am putea spune, criminal, care a afectat extraordinar de mult societatea românească a timpurilor respective. Iar ecourile din acea perioadă, sigur că au continuat și după 1989 și se pot face simțite chiar în prezent. În momentul cum spunea și Corneliu Coposu, deceniile de comunism au făcut mai mult rău României decât au provocat cele două războaie mondiale la un loc, întrucât acestea nu au denaturat spiritualitatea românească. Deci comunismul a distrus spiritul românesc, partea de spirit. Exact, pentru că pe de-o parte a avut o politică de tip totalitar ateu, a fost o luptă continuă împotriva credinței. O bună parte dintre deținuții politici pe care i-am omagiat, i-am comemorat recent, au făcut parte din cler. Și e vorba de cel puțin două, trei categorii importante. E vorba de o serie de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe care au avut de pătimit din cauza regimului. Printre reprezentanți putem menționa de pildă pe Părintele Arsenie Boca, despre care am mai vorbit și cu alte ocazii, dar bineînțeles numărul a fost mult mai mare. Pe de altă parte au fost confesiuni care au fost practic interzise. E vorba de cultul greco-catolic, desfințat în 1948. Episcopii au fost, după cum știm, închiși, au murit martirizați, practic, în închisorile comuniste, recent beatificați de Biserica Catolică, cu ocazia vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc la Blaj, în urmă cu 2 ani de zile. Acești oameni au murit în închisori, în chinuri, și parcă și acum, din închisoare, ne spun, am murit degeaba ceasul cu din țară. Acum și la stânga și la dreapta eșicărului politic este parcă același FSN, nu? Sub o formă sau alta, din păcate, după cum am spus, culoarul
pe care l-ar fi avut Partidul Național Sărănesc în sensul ideologiei creștin-democrate, în sensul naționalismului luminat, pe care l-a promovat în comparație cu alții care au promovat un naționalist de tip întunecat, mai degrabă, a altor valori fundamentale. În această zonă, iată, practic a rămas oarecum descoperită, s-au încercat alții să ocupe acel loc, provenind din vechile structuri sau urmași de acestora și, mă rog, din păcate, cu siguranță, Corneliu Copostu, dacă ar vedea ceea ce se petrece, ar fi destul de nefericit, să spunem așa. Pe de altă parte, un alt crez pentru care a militat întreaga viață și mai ales după 1989, e vorba de ideea revenirii la monarhie, din nou nu s-a realizat acest deziderat și evident că în acest context, dacă ar mai fi trăit, să spunem așa, să vadă aceste momente, seniorul politice românești, sigur că nu ar fi prea încântat. Deci, dintre idealurile pe care le-a avut atunci, imediat după Revoluție, și pe care le-a prezentat, doar integrarea europeană, pentru că aici este un mare merit al acestor oameni, știm exact ce s-a întâmplat imediat după Revoluție, oarecum era o poziție destul de neclară a liderilor de atunci, unii chiar spuneau că Ceaușescu ar fi întinat idealurile nobile ale comunismului și poate că ar fi mai interesant dacă am încercat să avem un fel de comunism cu față umană și încercau să diferențieze ideea de Ceaușescu, respectiv cea de regim comunist. E bine, dacă putem să subliniem unul dintre meritele acestor oameni, cum ați spus foarte bine seniorul Corneliu Copostu sau domnul Ion Rațiu, au fost printre promotorii îndreptării României către Occident și acest lucru practic s-a realizat în anii care au urmat, atât ca integrare în Uniunea Europeană, cât și aderare la NATO. Și acum, iată, din nou se prezintă constant faptul că suntem într-o puternică alianță militară care ne poate apăra în condițiile, iată, în care la granițele României este un conflict foarte sângeros. Fără această susținere extraordinară, cele mai puternice alianțe militare a lumii, cu siguranță că am fi fost cu toții poate mult mai afectați de ceea ce se întâmplă în prezent. Dar, din păcate, iată, alte obiective nu s-au realizat. După cum am spus, faptul de a reveni la monarhie, faptul de a exista un partid puternic creștin-democrat în care principiile creștine să fie cu adevărat respectate în societate, respectiv sistemul de valori pe care l-a avut Corneliu Copostu, pentru că el în primul rând a fost și un susținător al eticii, al moralei în politică și a fost și persoana care avea calitatea, evident, pentru a vorbi despre aceste lucruri. Exact cum spunea, negociem orice, dar nu negociem principii. S-a format în spiritul lui Iuliu Maniu, a unor oameni pentru care demnitatea, principiile au fost sacre, au fost oameni care puteau în primii ani ai comunismului, sigur, să se dezică de credințele lor, puteau să colaboreze cu regimul, puteau să gestioneze, să spunem, situația într-o manieră în care să nu fie avut de pătimit. Nu? Dar au fost oameni care au preferat să meargă până la capăt, crezând în valorile lor. Și tocmai de aceea sunt repere morale în continuare pentru societatea noastră și pentru societățile viitoare, pentru generațiile de mâine. Cred că reprezintă modele, pentru că au existat, iată, și în politică oameni care au avut caracter, care au avut viziune și nu toți au fost așa cum considerăm că sunt majoritatea din prezent. Iar sistemul comunist a distrus tot ceea ce a fost intelectualitate în perioada respectivă. Iar comunismul a fost adus de ruși, să spunem lucrul acesta. Era o susținere limitată, nesemnificativă înainte de... Din partea populației, exact, la comunism. Exact. Erau, se spune, vreo mie de persoane, vreo mie de membri de partid pentru o țară, este evident nesemnificativ.
datorită, să spunem așa, spiritului internaționalist pe care îl are comunism, reprezentat chiar de acel citat proletari din toate țările, deci nu doar dintr-o anumită societate, dintr-un anumit loc, să spunem așa. De aceasta internaționalistă susținea practic acest sistem să se răspândească, evident, pe cale revoluționară, acolo unde este cazul, agresivă, violentă, nu? La nivel mondial, la nivel internațional și într-adevăr, întrucât prea puțini au crezut așadar în ideile comuniste, la început ideologia respectivă a fost implementată aici cu susținerea armatei sovietice și ulterior a celor care s-au adaptat sistemului. Sigur că marea majoritate a oamenilor nu au fost de acord cu acest partid comunist. Intelectualitatea, cei care au avut curajul la început de a se opune acestui sistem cu argumente intelectuale, democratice și mai departe, au fost marginalizați, au fost închiși, după cum, iată, vedem în apropierea noastră. Cam același tip de comportament cu jurnaliștii care au curajul de a prezenta altceva decât propaganda oficială, cu oamenii care protestează pe străzi împotriva politicii oficiale, e același sistem, practic. Se lucrează în principiu cam cu aceleași mijloace, îi vedem arestați, vedem că dispar, unii mor subit și așa mai departe. Deci, iată că și unii și-au păstrat. Este vorba de un sistem, nu de o singură persoană. Da, unii și-au păstrat. Exact ca și în România, după 1989. A murit Ceaușescu. Toată lumea îl încrimina pe Ceaușescu. Sistemul a rămas și, vedeți, s-a adaptat. Acum, exact cum spunea Corneliu Coposu, blestemul României ar fi ca după 20-25 de ani, 30 de ani, FSN să se afle și la stânga și la dreapta eșicărului politic. Deci, garniturile 2 și 3 au funcționat, pentru că era un sistem și în România. Exact. Și revenind la întrebarea de la începutul emisiunii, sigur că alături de intelectualitate, alături de preoți, au fost și multe alte categorii care au fost, să spunem așa, agresate sub o formă sau alta de către regimul comunist. Și în primul rând aș putea menționa aici țărănimea, care a fost deposedată de proprietăți, de animale, de pământuri, de utilaje, a fost, cred că, una dintre cele mai mari drame pe care le-a trăit în întreaga sa istorie țăranul român. Acel țăran iubitor al pământului, acel țăran care... Legat de glie. Da, care săruta pământul, precum Ion din romanul cu același nume, nu? De unde a plecat, practic, povestea, de acea imagine a unui țăran care săruta pământul. Nu? Acel țăran a fost așadar deposedat de cel mai sfânt lucru pe care l-avea, de pământ. Și, evident, cei care s-au opus au avut de pătimit în acel sens. Au existat mișcări de luptă împotriva autorităților comuniste. Am avut acele grupuri de partizani care s-au ascuns în munții României și au luptat ani de zile cu arma în mână împotriva acestui sistem totalitar. Sunt modele, evident, pentru întreaga noastră societate, arătând lumii întregi că românii au avut o rezistență reală în fața acestui inamic, să spunem așa, copleșitor. Așa cum îi vedem pe unii dintre cei care au curajul în zilele noastre să protesteze pe față împotriva unui sistem nedrept și care au conștientizat că vor fi pedepsiți pentru curajul pe care îl au. Tocmai de aceea, iată, reprezintă repere morale și când îi văd pe acei oameni care au curajul să înfrunte în diferitele orașe ale Rusiei sistemul respectiv, evident că mă gândesc că sunt cu adevărat repele morale pentru întreaga societate, pentru întreaga lume până la urmă. Nu toți au tăcut, nu toți au fost lași, au fost și oameni care au avut curajul de a se împotrivi și cred că reprezintă modele pentru fiecare dintre noi, așa cum a fost și Corneliu Coposu și ceilalți care, evident, au pătimit în închisorile comuniste, pentru că au fost zeci de mii de oameni în această situație. Și mulți au plecat, nu mai sunt. Din păcate, sigur. Pe de o parte, unii au murit în închisorile comuniste. Alții. Anii și-au spus cuvântul.
Am avut ocazia de a cunoaște diverse persoane care au stat ani de zile în astfel de închisori comuniste și evident că un astfel de moment te afectează pentru întreaga viață. Când stai 5, 10, 15 ani într-un astfel de loc, probabil că e vorba de cei mai frumoși ani din viața ta, atunci când erau tineri, erau în putere, practic toată această perioadă a fost destul de nefericită din acest punct de vedere. Pentru unii, pentru că pentru alții a fost și o altă percepere, să spunem. Pentru că în fața unui astfel de moment, în fața unei suferințe extraordinare, ai, printre altele, cel puțin două modalități de a reacționa. Pe de o parte, ești copleșit de ceea ce ți se întâmplă și oamenii care au fost copleșiți de acele momente, care nu au fost împăcați până la urmă cu acea idee, nu au rezistat din punct de vedere psihic în acele momente. Iar cealaltă categorie a fost a celor care prin credință au acceptat și înțeles acel moment. Și tocmai de aceea au fost și unii care au perceput închisoarea ca o binecuvântare. A fost la un moment dat titlul unei lucrări. Binecuvântată fi închisoarea. Tocmai de aceea trebuie să știm ce s-a întâmplat în acea perioadă ca să nu se mai întâmple. Acesta deci, este și, rolul istoriei de fiecare dată. Ca și războiul din Ucraina, ar fi trebuit partea civilizată, partea occidentală, să nu permite să se ajungă la un asemenea dezastru. Este dificil, apar la un moment dat în istorie, în fruntea unor state mari, persoane, să spunem așa, destul de nepotrivite, să fiu foarte elegant, pentru marea misiune pe care o au. Și momentul în care aceste persoane acaparează puterea și toate modalitățile prin care se ajunge acolo și ulterior controlează întregul sistem, apar, iată, dictaturile, care, odată ajunse în astfel de poziții, e foarte greu să fie schimbate. Și s-a întâmplat, iată, nu odată în istorie, când diverse persoane, prin diverse metode, mijloace, circumstanțe și așa mai departe, au reușit să ocupe poziții extrem de importante în fruntea unor țări foarte puternice și cam asta s-a întâmplat în al doilea război mondial. În prezent sunt o mulțime de exemple în acest. Deci, evident că este datoria comunității internaționale să reacționeze ferm într-un astfel de context, însă și cu mult tact și prudență, pentru că avem de-a face cu puteri nucleare, avem de-a face cu un arsenal impresionant militar și atunci, sigur, trebuie să fii extrem de prudent, extrem de precaut atunci când negociezi cu astfel de dictatori, cu astfel de persoane, pentru a nu arunca întreaga planetă într-un dezastru fără precedent. 9 martie, ziua deținuților politici anticomuniști din România. Un respect deosebit pentru acești oameni. Trebuie să știm ce au făcut ei, pentru că ei n-au negociat principii. Principii și credință. Acestea au fost două lucruri care i-au ținut în pușcărie treji și au rezistat cât au putut să reziste. Și am cunoscut o persoană care a fost în pușcărie și chiar îmi spunea: eram toți uniți. Dacă unul suferea, știam toți din pușcărie ce se întâmplă cu omul respectiv. Renunțam la mâncare, renunțam la toți. Prin morse comunicam, prin felul cum băteam din lingură în farfurie, știam ce se întâmplă, cine este de serviciu, dacă este un gardian mai bun sau mai rău, pentru că eram uniți. Și ne întrebam, am murit degeaba, ce ați făcut din țară? Ce s-a ajuns cu România? Și cei tineri trebuie să știe, tocmai ca să nu se întâmple, să nu se repete ceea ce a fost în perioada aceea, anilor crunți ai comunismului atunci de tancurile sovietice. Este adevărat și eu încerc de fiecare dată să dezvolt în măsura timpului a posibilităților un astfel de subiect cu studenți. Atunci când prezentăm ideologiile istorice, politice, economice, atunci când prezint de pildă o astfel de temă, de fiecare dată prezint și care au fost consecințele implementării forțate acestui sistem în țara noastră. Consider că este un gest normal, expresia unei datorii pe care o am atât față de cei care au fost în situația respectivă,
practic întreaga generație a părinților, a bunicilor, străbunicilor noștri au trăit acele momente și am în memorie relatările bunicilor în legătură cu acele clipe în care li s-au luat pământurile, li s-au confiscat animalele, au fost, repet, trame pentru țărănimea din țara noastră și pentru, sigur, țărănimea din alte țări care a trecut prin același... Bine, mulți putea să spună, a fost de mult, s-a întâmplat atunci, dar uitați-vă, războiul e la doi pași de noi. Acele perioade se pot întoarce, văzând ce se întâmplă la Ucraina. Exact. Este datoria noastră să afirmăm și să spunem ce au făcut înaintașii noștri de s-au jertfit pentru principii și credință. Pentru că perioada comunistă a distrus în primul rând spiritualitatea, exact cum spunea Coposul. Ce a distrus în primul rând? Intelectualitatea. Tot ce a fost intelectual distrus, pentru că aici era pericolul pentru ei. Sigur, sigur. Intelectualii au fost cei care au reacționat împotriva comunismului știind și a mijloacelor specifice. Știind ce pot să aducă un asemenea sistem. Tocmai pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple. Iar acești oameni care s-au jertfit pentru credință, pentru principii, știind ce se întâmplă și cum se întâmplă, să fie mereu în mintea și în spiritul nostru. Un respect pentru ei. De ce? Pentru că au trăit clipe groaznice, impuse de un sistem venit din afara României, care era străin pentru România. Au alungat regele și au distrus tot ce a însemnat intelectualitatea românească, atât religioasă cât și cealaltă parte, politică. Politic, culturală și tot ce a fost practic, așa zisul, dușman al poporului. Nu? Adică oricine nu era de acord, oricine nu susținea ideologia comunistă, era un dușman al poporului, un dușman al sistemului și astfel, sigur. Și vedem după 1990, partidul care a reprezentat acești, în parte, acești deținuți politici, PNTCD-ul, a fost pur și simplu dus în momentul de față într-o situație, mă rog, practic a fost scos de pe șichierul politic, din atenția... S-a răsucit în mod mânt Cornel Coposu să vadă unde a ajuns PNTCD-ul în momentul de față, nu? Sigur, pentru că era partid care avea o legitimitate istorică, un partid care a contribuit de plin, aș putea spune, în istoria României la anumite, la realizarea unor idealuri deosebite, nu? Partidul lui Iuliu Maniu, partidul care a reprezentat interesele națiunii române din Transilvania de la înființare, trecând prin momentul Alba Iulie 1918, organizat în, sigur, cea mai mare măsură de către fruntașii național români, cum se numea atunci Partidul Național Român, că ulterior doar în 1926 s-a unit cu Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache din Vechiul Regat. Deci un partid care a contribuit de la înființare de plin în istoria Transilvaniei, susținând interesele poporului român, martirizat în perioada comunistă, iar în momentul de față, din păcate, iată, să spunem elegant, pus pe linie moartă de către anumiți... Era un pericol pentru sistemul lăsat de Ceaușescu în 1989? PNTCD-ul? Era, cred că, principalul pericol, pentru că deținea acea categorie importantă a vechilor deținuți, care evident că nu erau oamenii sistemului. Și care nu negociau principii. Care nu negociau principii. Tocmai așa se spunea și în legătură cu seniorul Coposul, că este foarte periculos, întrucât nu poate fi momit cu funcții, cu demnități publice. Nu a dorit niciodată să candideze la funcție de președinte, nu a dorit să ocupe poziții de mare influență. Deci era, din această privință, un om incoruptibil. Și cred că astfel de modele trebuie de fiecare dată să avem în vedere atunci când ne gândim la idealul omului politic. Corneliu Coposu a oferit și o definiție a omului politic foarte, foarte interesantă, care tot așa spunea că e o persoană care nu trebuie să tranzacționeze principiile. Ferm în concepțiile pe care le are, muncitor, onest și incapabil să facă tranzacții cu principiile. Modelul politicianului de astăzi este diametral opus. Și știm cu toții. Și am să închei referitor la această problematică tot cu ceea ce spunea Corneliu Coposu. Cred că pentru tânăra generație de azi cel mai important lucru pentru a înțelege trecutul este
să îi se ofere pilda unui prezent mai bun. Lucrul acesta ar trebui să înțeleagă cei tineri și să le oferim prin pilda unui prezent mai bun. Poți să înveți ei din pilda prezentului nostru? Prea puține, din păcate. Și revin la tot ceea ce spunea Cornel Coposu, pentru a câtea oară blestemul României ar fi ca după 30 de ani FSN să fie și la stânga și la dreapta eșicului politic. Și atunci, unde sunt principiile? Pentru ce au murit acești oameni? Au dovedit lumii întregi faptul că la nivelul poporului nostru au fost oameni de mare valoare, de mare caracter. Nu au fost toți lași, nu au fost toți colaboratori. Iar exemplul acesta trebuie să fie cunoscut de către noile generații. Trebuie transmis mai departe generațiilor viitoare și cred că omul politic, adevărat, valoros, este cel care, în primul rând, este ghidat de principii morale, de valori în general. Și nu de interese meschine. Discutând de aceste principii, toți trebuie să înțeleagă. În momentul de față privim și suntem cupriși de fenomenul de frică, frica de pandemie, frica de COVID, frica de război. Când ai principii și ești un om care nu depinzi doar de partea materială și de cea spirituală, asupra ta nu mai pune stăpânire frica. Și atunci, dacă nu este frică, ești tu cu principiile. Da. Aș putea completa aici. Nu poți să fii dominat. Da, aș putea completa cu un episod pe care mi-l aduc aminte apropo de ceea ce ați afirmat în dialogul pe care l-am avut cu un astfel de deținut politic care a petrecut aproape 15 ani în închisorile comuniste. Evident că primul lucru a fost să-l întreb cum a depășit acea perioadă, cum s-a adaptat acelor condiții teribile, pentru că ceea ce a însemnat atunci închisoare diferă radical de ceea ce este în prezent. Iar cei care au avut ocazia de a vizita, de pildă, muzeul de la Sighet, acolo unde vechea închisoare a fost transformată în muzeu, pot înțelege mai bine despre ce este vorba. Iar din relatările respective am reținut faptul că, într-adevăr, la început s-au temut, au fost îngrijorați, speriați de ceea ce urmează să se întâmple. Se gândeau de fiecare dată că poate că nu mai apucă ziua următoare. Astfel erau tratați și mi-a relatat însă că de la un timp această temere a început să dispară, a început să se liniștească, au început să accepte acel lucru. Și întrucât îmi mărturisise că o perioadă mai îndelungată a stat în izolare totală, în închisoare, nemai fiind singur în situația de a putea comunica, ceea ce, sigur, e o pedeapsă teribilă. Întrebarea mea a fost cum a reușit să suporte acea singurătate absolută, luni de zile, fără să comunice cu cineva. Și mi-a spus că a înțeles că niciodată nu a fost singur în acele momente. A fost mereu Dumnezeu alături de el și astfel a reușit să străbată acel infern. Repet, aproape 15 ani. Și cam acesta a fost spiritul celor de acolo, care practic au renunțat inclusiv la repulse sau ură față de torționarii pe care i-au avut. Și dacă ne gândim la acea poezie, apropo de Corneliu Coposu, acea poezie atât de frumoasă pe care a scris-o, Rugă, în legătură cu, practic, starea sa spirituală referitoare la toată experiența traumatizantă de acolo. Cerne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință, seamănă întinderi de credință și spărește roa îndurării. Răsădește, Doamne, dragostea și crinul în ogorul năpădit de ură și așterne peste munți de zgură liniștea, iertarea și seninul. Deci, iată, cu ce a ieșit el de acolo? Cu pace sufletească, cu liniște, fără ură, fără resentimente, și cred că acest lucru este un exemplu cu adevărat cutremurător pentru fiecare dintre noi. Calitatea pe care au avut-o acești oameni, verticalitatea, puterea pe care au avut-o, în primul rând, de ordin psihic și moral. 9 martie, ziua deținuților politici anticomuniști din România. O zi care o dedicăm acelor oameni care s-au jertfit pentru principii și credință. Pentru că principiile cu credința merg mână în mână. Exact cum spunea și dumneavoastră, atunci când ești singur, cum a fost și ei în celulă, izolați, sau tu ești singur dimineața, ești tu
cu propria ta persoană. Și atunci îți vezi credința. Și pentru ei, singura cale de a nu se simți singuri era credința în Dumnezeu, pentru că doar așa poți să învingi răutatea, răul și tot ceea ce au venit din Est înspre România. Iar România a fost, să spun așa, cotropită de acel jug al comunismului care a distrus tot ceea ce a însemnat intelectualitatea românească, atât politică cât și religioasă. Exact. Modelul acestor așadar trebuie să fie cunoscut și transmis mai departe generațiilor viitoare. Cred că aceasta este principala noastră datorie în legătură cu acești oameni care s-au jertfit în acea perioadă, sub o formă sau alta, la Iud, la Pitești, la Râmnicu Sărat, la Sighetul Marmației, la Jilava, în celelalte locuri, la Canal. Sutele de mii de țărani care au fost, practic, atât de crunt loviți de către regimul comunist și toate celelalte categoriile sociale care au luptat, practic, pentru crezul lor. Domnul profesor, trecând la alt subiect, cineva, un profesor de la UBB, spunea: viitorul României este IT-ul, nu agricultura. Parcă ceva din mine s-a răscorit, exact cum îl citeam și reciteam ceea ce a spus Corneliu Copos. Ce puteți dumneavoastră spune? Mai ales că sunteți lector universitar, doctor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Viitorul României este IT-ul și nu agricultura, a spus un profesor de la UBB. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest lucru? Nu puteam să nu vă întreb, pentru că ceva mă măcina înăuntru. În calitatea mea de cadru didactic la universitatea noastră și de om, sigur, în calitatea mea de democrat, în primul și în primul rând, accept punctul de vedere al fiecărui cetățean. Îl ascult. Ascultăm, auzim. Nu pot să fiu de acord, sau pot să fiu de acord, l-am ascultat, dar v-am spus, viitorul României este IT-ul, nu agricultura. Sigur, oricât că ar fi un IT-ist de bun, nu trebuie să mănânce? Discutam mai înainte cum țăranul român a intrat în pușcărie atunci când i s-a luat pământul și vitele. Era o legătură dumnezeiască între el și pământ. Lucru care nu trebuie să-l uităm. Indiferent ce specialitate am avea. Sigur. Acum, declarația respectivă a venit într-un anumit context. Persoana care a emis acest punct de vedere, sigur, are o experiență deosebită în domeniul respectiv. Este un cunoscut om de afaceri care a trecut din domeniul business-ului în partea, să spun așa, de a fi dascăl la UBB, la Universitatea de... Exact. Într-o altă perspectivă, din punctul de vedere al sociologului, să spunem așa, eu înțeleg societatea ca un tot unitar, alcătuit, compus din anumite segmente specifice, fenomene, procese sociale aflate în interacțiune. Tocmai de aceea recunosc importanța fiecărui domeniu. Și, de regulă, m-am ferit să fac diferite clasificări sau clasamente în legătură cu importanța unor domenii. Pentru omul bolnav, cel mai important este spitalul, doctorul, medicamentul. Pentru omul flămând, cel mai important este să aibă în față o bucată de pâine. Pentru cel însetat, un pahar de apă. Deci, iată, aceste clasificări sunt cât se poate de subiective. Sigur că la un anumit moment în istorie, poate că anumite domenii sau ramuri aduc mai mult la buget, produc mai mult profit, să spunem, pentru societate. Este normal și de înțeles acest lucru. Cu toate acestea, sunt și domenii extrem de importante care sunt mereu de actualitate. Iar agricultura este un domeniu de maximă importanță din cele mai vechi timpuri,
în zilele noastre și, evident, în viitor. Pentru că atâta timp cât vor fi oameni, va fi nevoie de hrană. Și cred că acest răspuns vine să completeze această poziție, indiferent, repet, de faptul că anumite domenii pot fi mai apreciate sau mai puțin apreciate într-un moment istoric, agricultura și domeniile conexe sunt întotdeauna de mare actualitate, fără de care, sigur că nu putem să înțelegem până la urmă existența noastră. Țin minte, după 1990, toată lumea spunea, viitorul României este agricultura și turismul, dar n-a lipsit niciodată agricultura. Este un domeniu fundamental pentru societatea românească. Dacă ne uităm la cei de la IT, dacă nu ar fi scutiți de taxe, oare câți IT-iști s-ar lipi de România? Câți IT-iști s-ar simți lipit de pământ, cum s-a simțit țăranul român care a intrat în pușcărie atunci când i s-a luat pământul și animalele? IT-istul pleacă, ca și pictur. IT-istul își ia laptopul și mâine pleacă în Irlanda, în Statele Unite, în Japonia. Nu stă în România. Pe când țăranul, cel din agricultură, respiră cu pământul deasupra lui. Pentru că în fiecare dimineață merge să uită cât a plouat, cât a nins, dacă a bătut vântul, care e temperatura, dacă a răsărit grâul, porumbul și cum paște vaca, iarba. Cât mai avem agricultură? Iar un IT-ist flămând nu cred că poate să lucreze. Cred că este un răspuns destul de simplu până la urmă în legătură cu acest subiect. Repet, unele domenii pot fi mai actuale, pot să aducă mai mult profit la PIB și așa mai departe. Evident că informatica în momentul de față este fundamentală pentru societatea în care trăim. Serviciile, alte domenii, industria, de asemenea, indiferent de, cum ați spus, așa, ramura serviciilor și orice... Bun, industria de armament poate aduce mai mult beneficiu unei țări. Am înțeles că au și crescut... Dar nu este viitor. Da, din păcate e un subiect de actualitate. Nimeni nu s-ar fi așteptat la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Viitorul României este cercetarea. Iată, sunt bani pentru... Din nou, sunt bani pentru armament, pentru înarmare și așa mai departe. Din păcate, nu sunt bani pentru educație, nu sunt bani pentru sănătate, pentru infrastructură și multe alte chestiuni. Nu sunt bani pentru agricultură, pentru subvenții în agricultură. Din păcate. Pentru a reduce taxele pe agricultori, cum s-a întâmplat la IT-iști. Din păcate, aveți mare, mare dreptate. Deci, chiar dacă în momentul de față, sigur, în majoritatea societăților dezvoltate, ponderea agriculturii în PIB este mai scăzută, dar rămâne o dimensiune fundamentală, fără de care nu se poate trăi. Deci... Vedeți, îmi vine să zâmbesc că zilele trecute era psihoza aceasta uleiului, nu? Rămâneam fără ulei. Nu ziceți, nimeni rămân fără programul de IT. Se gândește la ulei, se gândește la făină, la mâncare, pentru că poți să te lipsești de calculator, dar fără mâncare ce faci? Iată și datorită calculatoarelor. Ținând cont de bogăția și de starea pământului din România, care este grânarul Europei, a fost, agricultura trebuie să fie o prioritate, prioritatea zero pentru România. Da, și IT-ul, și partea de, de armament, și partea de toate. Dar prioritatea este agricultura și după aceea. Într-adevăr, cred că trebuie o abordare echilibrată, recunoscând și agriculturii rolul pe care îl are și au mai venit, sigur, în ultimul timp, diverse puncte de vedere care au punctat acest aspect. Deci, repet, pentru mine toate domeniile au importanța lor. Să ajutăm și... agricultura cu probleme și cu programe de IT este foarte bine. Toate sunt importante. Dar nu putem spune că viitorul României este IT-ul. Nu ne putem face toți IT-iști. Agricultori putem să fim. Pentru că fiecare avem o bucată de pământ, mai punem o floare, mai punem o legumă și ne simțim mai legați de acea glie de pământ, mai ales
ținând și văzând ce se întâmplă în apropierea granițelor noastre. Pentru că cel care este legat de pământ își va apăra pământul. Nu știu aitistul dacă se va înrola sau nu se va înrola în armată. Va pleca. Ei este importantă și meseria aceasta. Dar, exact cum am spus, un aitist și-a luat laptopul și azi este în România, mâine este în Irlanda, poimâine în America. Pe când agricultorul, agricultura, omul legat de glie este talpa țării. Din punctul meu de vedere, așadar, ambele sunt de viitor. Viitorul României e și IT-ul, viitorul României este și agricultura. Dacă ar fi să nuanțez această declarație sau să o comentez într-un stil specific, repet, respect fiecare domeniu. Orice activitate este extrem de importantă pentru bunul mers al societății. Exact cum discutam înainte de emisiune, ca și la un ceas, toate rotițele sunt importante. Dacă una nu funcționează, ceasul nu mai merge. Și atunci toate trebuie să funcționeze. Iar, referitor la agricultură, m-a spus și o repet, un aitist flămând, un soldat pe front flămând, nu o să aibă niciodată posibilitatea de a fi eficient. Există și acea piramidă a trebuințelor, nu? Iar hrana este o chestiune fundamentală pentru viața noastră. Atât cea materială, cât și hrana spirituală, deopotrivă. Absolut. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, mulțumindu-i încă o dată domnului lector universitar dr. Vasile Mihai Cucerzan de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Până la o nouă emisiune de aici din studio vă spun toate cele bune. La revedere! La revedere!